Luna august aduce o scădere cu 15% a medicamentelor pentru boli cronice. Bolnavii care suferă de afecțiuni precum diabet, tuberculoză sau cancer vor scoate mai puțin bani din buzunar pentru medicamente începând cu data de 1 august. Prețurile vor scădea numai pentru bolnavii din cadrul programelor naționale de sănătate. Situația este îmbucurătoare pentru suferinți, însă farmaciștii sunt nemulțumiți de această hotărâre luată de Ministerul Sănătății, deoarece conform noului mod de calcul va fi diminuat adaosul comercial pentru prețul cu ridicata, precum și prețul de desfacere cu amănuntul, ceea ce înseamnă că farmaciștii vor avea un profit mai mic. Farmacia este ultima verigă înainte ca medicamentul să ajungă în mâna bolnavului. Și modificarea prețului cu amănuntul și respectiv modificarea adaosului farmaciei înseamnă, de fapt, o micșorare a câștigului farmaciei, dar mai mult decât micșorarea câștigului pe viitor la aceste medicamente, înseamnă o pierdere pentru medicamentele deja existente în stoc. Prin modificarea prețului cu amănuntul, prin stabilirea unui alt ordin de preț pentru medicamente, noi suntem obligați, prin lege, ca medicamentele care le avem deja în stoc, cumpărate deci cu prețul mare, să le vindem cu prețul mic. Și, ca urmare, pierderea este la nivelul farmaciei. E normal că ne afectează din punct de vedere economic. Oricât ne-am bucurat și oricât suntem de satisfăcuți că prețul cu amănuntul pentru populație scade și accesibilitatea la medicament scade, nu putem să nu remarcăm că, practic, protecția socială a populației se face pe spinarea farmaciilor. În noul sistem, cota de adaos a distribuitorului va varia între 8% și suma fixă de 20 de ron, față de vechea cotă ce putea varia între 14% și 30 de ron. În ceea ce privește farmaciile, acestea vor avea dreptul la un adaos comercial între 15% și 25 de ron, în comparație cu procentele vechi cuprinse între 24% și suma fixă de 35 de ron. Conform Ministerului Sănătății, acest sistem de calcul al prețului pentru medicamentele bolnavilor cronici va aduce o economie estimată la peste 66 de milioane de euro, ce permite statului să poată susține costurile necesare asigurării în continuare a acestor medicamente gratuite pentru pacienți. În lista Ministerului Sănătății sunt incluse peste 14.000 de medicamente necesare tratamentului bolilor cronice.